În octombrie, în sala Dumitru Fărcaș de la Casa de Cultură din Cluj, s-au întâlnit peste 30 de ansambluri din întreaga țară pentru a participa la un eveniment unic de tradiție, Festivalul Jocului Fecioresc de la Cluj. În acest an, festivalul s-a îmbogățit cu o nouă deschidere către multiculturalism, așa că la eveniment au participat alături de români grupuri de dansatori care au promovat dansuri ungurești, săsești sau rome. Împreună, toți au oferit un spectacol dinamic de foarte bună calitate. Dacă cel mai experimentat dansator avea peste 60 de ani, cel mai tânăr abia împlinise 6 ani, ceea ce ne încurajează să credem că jocul popular fecioresc va rezista în România. De fapt, cum ar putea să fie abandonat dacă acesta a intrat recent în patrimoniul UNESCO, alături de jocul călușarilor? În aceste condiții, jocul fecioresc va avea viitor și nu orice fel de viitor, ci unul foarte bun, dacă e să ne gândim la dansatorii care îl învață și promovează acum. Ești la un festival de joc fecioresc. De când ai învățat să joci? Păi eu joc de 3 ani, de la acest ansamblu joc numai de vreo 3-4 luni. La ce ansamblu ești tu? La ansamblu Someșu Napoca. Câte ore pe zi sau cât de des repeți jocurile? Păi de obicei repetăm 2 zile pe săptămână, câte 2 ore și ceva. Mai are loc jocul în viața unui copil din ziua de azi? Depinde. Dacă îi place, are. Dacă nu, nu. Ție îți place? Da. Cât timp exersezi în fiecare zi? La fel, 2 ore în 2 zile pe săptămână. Unde ai învățat să joci? Am învățat să joc la școala Alexandru Vaida Voievod. A fost un ansamblu micuț, dar bun. Îmi place să practic sportul. Îmi place să fiu activ tot timpul. Ai călătorit datorită dansului popular? Da. Păi am fost într-un turneu în Franța și în Spania. De cât timp practici jocurile populare? Eu personal joc, cred că de 10 ani, cu mai multe sau mai puține pauze între timp, dar aproximativ 10 ani. De unde ai învățat? Cred că mai întâi în Beclean, unde m-am născut, atunci s-au ținut niște dansuri populare, cei din Gherla au venit să ne învețe și după ce am continuat în Cluj, aici la liceu, și abia după ce am terminat liceul, am ajuns în acest ansamblu folcloric. Ai dansat minunat astăzi dansuri ungurești. Este vreun dans care să-ți placă mai mult decât celelalte? Mulțumesc frumos! În primul rând, eu ca și dansator cred că ar trebui să spun că toate dansurile sunt foarte frumoase și nouă ne plac toate aproape la fel. Întotdeauna sunt preferințe, dar ne place să jucăm orice, atât timp cât sunt dansuri populare. Există greutăți pe care să le întâmpi în timp ce le exersezi, în timp ce faci repetițiile pentru spectacole? Sunt, desigur, întotdeauna sunt greutăți și noi acum, înaintând cu vârsta, întâmpinăm niște greutăți și mai ales când învățăm ceva nou. Atunci, într-adevăr, da, totul ține de exercițiu și repetiții multe. Ce este jocul fecioresc important pentru voi, pentru niște oameni atât de tineri? Păi, ca și mai de mult, jocurile fecioresc se jucau ca să părem mai bărbați în fața fetelor. Dar băieților ne plac foarte mult pentru că sunt ritmice, sunt figuri foarte faine și mai ales de aceea.
ne întâlnim aici la Cluj la un festival de joc fecioresc. Dumneavoastră ați venit împreună cu băieții. De cât timp îi antrenați, îi învățați să danseze? Acest ansamblu pe care suntem astăzi aici la Cluj pentru prima dată veniți, la invitația Inspectoratului Județean de Cultură. Acest ansamblu este înființat din anul 2015, luna aprilie. Participând la mai multe festivaluri, la festival internațional, am obținut marele premiu și locul 1. Am venit cu cea mai mare plăcere aici la Cluj pentru prima dată când venim pe această scenă și sperăm să lăsăm urme plăcute la toți spectatorii și tot publicul din sală. Câți membri are ansamblul dumneavoastră? Ansamblul are 50 de membri și se dansează pe 4 generații. Cel mai mic se numește Badea Cosmin, care e aici lângă mine, are 6 ani și cel mai vârstă, Nikita Dragomira, 68 de ani. Și cum vă alegeți membrii ansamblului? Membrii ansamblului se aleg după criterii și după pașii după cum dansează. Dumneavoastră, de unde ați învățat pașii pe care astăzi îi dați mai departe? Pașii pe care îi predau astăzi i-am învățat de la strămoșii noștri care au fost dansatori mai vechi și dintr-o generație mai dură și foarte, foarte bună pe scenă. De ce sunt bune jocurile feciorești? Ce au ele special față de jocurile populare clasice? Jocul fecioresc e un joc bărbătesc. Față de un dans de scenă, un ansamblu artistic și cu fete, la care băieții sunt mult mai duri și mult mai artiști în scenă. Am înțeles. Cosmin, tu de cât timp ai învățat să joci? De 5 ani. De 5 ani? La vârsta de 5 ani. Da. Și ți se pare greu ceea ce faci? Nu. Mai ai timp și de joacă? Da. De unde ai costumul pe care îl porți? De la Neamărin. Și în afară de jocul popular, ce altceva îți place să faci în timpul tău? De toate. Doamna Lenuța, sunt din satul Bercheș, comuna Vrata. Care este ansamblul dumneavoastră? Este ansamblul din Vrata, înființat Românașul, care e înființat din 15 ani, cel puțin de când jucăm noi, din formație. E de mai de mult, fost alții mai bătrâni. Dumneavoastră participați la un festival de joc fecioresc. Cum de întâlnim o doamnă între atâția feciori? Să știți că și fecioresc jucăm, cel puțin eu și încă două tinerele. Aici nu ni s-au cerut și atunci am renunțat. Dar ce ați dansat aici? Aici am, cum se spune la noi, palungu românește, în două lături, hățag, și bărbați au jucat târnăveană și bărbung. De cât timp ați învățat să jucați? De când eram elevă la școală. Ne-a plăcut. Și dacă ne-a plăcut, frecventăm. Că și grijile le lăsăm acasă și după ce mergem, le luăm înapoi. Jucați în afara ansamblului, la evenimente sau doar așa cu cei de aici? La noi încă se fac nunți multe, se fac petreceri, să știți, la noi în sat se fac petreceri. Și acum să fac la de lăsarea postului. Avem un târg special care se adună foarte mulți din toate satile. Vin cu muzică, vin cu voie bună și... Cum vi s-au părut feciorii care au dansat astăzi pe scena de la Cluj? Foarte buni, foarte buni. Și mai tinerei decât noi. Noi bănuiesc că suntem cei mai în vârstă. Noi, eu cu soțul meu. Ce vârstă aveți? 61. Și jucați împreună de cât timp? De 15 ani în Frata. L-ați ales pentru că juca bine? Nu, m-a ales el că am fost prea tânără. Thank you.
la festivalul de joc Feciorez. Dumneavoastră, de cât timp jucați jocurile astea? Eu joc de la 20 de ani, de acum 30 și ceva de ani. Și le joc cu plăcere, mai ales pe cele din comuna mea. De unde le-ați învățat? De la cei din mai bătrâni din comună. Care este jocul dumneavoastră preferat? Păi, jocul românesc și românește în ponturi. Vă place să îmbrăcați costumul popular și astăzi? Bineînțeles, deci nu se mai pune problema. Costumul popular, după cum vă uitați, e ceva foarte frumos. Mai frumos nu știu dacă există. Am văzut foarte mulți tineri pe scenă astăzi care se mișcă foarte bine. Ce părere aveți de faptul că ei vor să deprindă de la dumneavoastră obiceiurile, să le ducă mai departe? Părerea mea este că sunt foarte mulți tineri care joacă și care învață, dar totuși trebuie să înceapă să învețe cum crește o rădăcină. Rădăcina, de la rădăcină să le învețe, în primul rând, ca să nu fie mecanice, să fie cât mai frumoase, cât mai plăcute. Credeți că jocul popular vă ține tânăr și în formă? Cu siguranță, cu siguranță jocul popular din toate aspectele, sufletul și corpul se mișcă. La festival a participat și cercetătorul Zamfir Dejeu, unul dintre cei care au luptat ca jocul fecioresc să fie acceptat de UNESCO și recunoscut ca atare în România și în întreaga lume. El a început să studieze jocul în urmă cu mai mulți ani, iar acum, când se poate lăuda cu analize complexe în domeniu, este pregătit să lase și altora ce a descoperit, fiindcă o analiză adevărată presupune un studiu care nu se termine niciodată. Avem alături de noi un cercetător care se ocupă de studiul jocurilor populare. El ne-a prezentat în această seară a Festivalului de Joc Fecioresc o succintă, să spunem așa, analiză a celor mai importante jocuri feciorești din România. În cât timp ați reușit să faceți o hartă a jocului românesc fecioresc? Deci eu sunt în Comisia de Folclor, Comisia Națională de Folclor, de aproximativ 10 ani. Și ideea mi-a venit după ce Călușul a intrat în patrimoniul UNESCO. Și atunci am zis, nu se poate, și jocul fecioresc este la același nivel și e imposibil să nu fie acceptat. Și a fost acceptat, din fericire. Dar nu pot să spun că am muncit extraordinar de mult, pentru că aveam materiale, deci cercetez de când mă știu, din timpul studenției cercetez dansuri și aveam materiale. Ori dacă ai materiale și dacă știi despre ce să vorbești, nu este chiar așa de greu. A fost greu mai mult, adică a fost dificil că nu știam care sunt cerințele. Dar după ce am studiat regulamentul și am văzut, sunt 5 criterii mari și late, ca să zic așa, care trebuie să le îndeplinești. Ei, noi le-am îndeplinit pe toate. Categorii de jocuri populare ați identificat? Sunt 9 tipuri de jocuri. Vreau să vă spun că cercetarea nu se termină niciodată. Deci, în momentul de față, sunt 9 tipuri. Mâine, pe la amiază, s-ar putea să fie încă un tip. Care sunt acestea? Trebuie să iei în considerare, în primul rând, ritmul și apoi tempoul. Și atunci, dacă iei ritmul, sunt 4 sisteme ritmice, binar asimetric, sincopat asimetric și sincopat și sincopat asimetric, apoi în tempo rar, tempo repede, după aceea în evoluția lor, jocuri care sunt de sorginte pastorală, cele cu băți și sunt jocuri mai evoluate, cum de exemplu noi am jucat acum Someș și Nabuc, așa am și spus în prezentare, că este tipul cel mai evoluat. În sensul că și ca ritm, este un ritm binar. Ritmul binar este universal pe tot globul pământesc. Nu întâmplător copiii joacă în ritm binar și în cerc. Cele mai vechi dansuri se joacă în cerc și în același timp se joacă în sensul invers a celor de ceasornic. Deci și după vechime ne-am luat și după formație. Se
Seamănă dansurile acestea cu dansuri din alte țări sau sunt 100% românești? Deci sunt 100% românești, iar etniile care au venit aici au preluat și le-au adaptat prin filtrul lor. Ce era important în lumea rurală, jocul bărbătesc? Jocul bărbătesc e un joc inițiatic. N-au ce căuta la joc cei care nu știu să joace. Deci feciorii prima dată intră și joacă în cerc feciorescul local. Feciorești rar, des, în rim cu tare și așa mai departe. Iar după aceea, fetele stau pe margine, îi văd care-s mai ditai și joacă cu ei. Și de aici începe și jocul în cuplu, jocul mixt. Sunt unele jocuri care s-au pierdut sau tind să se piardă în timp. Este un pericol acesta pentru România sau vor fi salvate unele dintre ele? Da, de când în lumea această dinamică stă în picioare. Deci dispar și apar. Nu o să dispară niciodată. Decât sunt transformate, sunt adaptate. De exemplu, ați văzut că unele formații joacă fără muzicanți, joacă cu DVD, cu CD. Deja aici este ceva artificial. Ori când joci cu niște muzicanți și se realizează și relația, sincretismul între muzicant și dansator, atunci dansul este la nivel înalt. Organizarea unui asemenea festival presupune o muncă titanică, dar când implică foarte mulți profesioniști, aceasta poate deveni o adevărată plăcere, care să te motiveze să mergi mai departe și să te gândești și la edițiile următoare, așa cum o face deja sufletul acestui eveniment. Este a 31-a ediție a Festivalului de Joc Fecioresc, care are loc la Casa de Cultură a Studenților din Cluj. Suntem alături de sufletul acestui eveniment. Cum reușiți să duceți mai departe evenimentul, să-l faceți să trăiască în fiecare an? Cu mult suflet, cu multă dăruire. L-am preluat de la cei care au început cu prima ediție. Iată, ne-a ajuns la cea de-a 31-a ediție. Este un proiect atât de frumos și atât de important pentru noi românii, pentru că jocul fecioresc din România a intrat în patrimoniul UNESCO, știm cu toți acest lucru, și este bine să ducem mai departe tradiția românească în acest sens. Marea bucurie este, și aș vrea să subliniez caracterul interetnic al acestei ediții, pentru că au fost formații de jocuri populare românești, maghiare și ale comunității etnice rome. Așadar, un caracter interetnic, o unire de suflete în joc și o seară reușită, spun eu. Absolut minunată. Câți dansatori au urcat pe scenă astăzi? Astăzi au urcat în scenă 260 de jucăuși. Din câte ansambluri? Din 14 ansambluri. Cu ce a venit nouă ediția din acest an a festivalului? A venit nou cu invitații noștri speciali. Este vorba de ansamblul de Călușar din Comuna Vâlcele, județul Olt. Care este ansamblul care a participat de cele mai multe ori la toate sau la cele mai multe ediții ale festivalului? Sunt ansamblurile din Cluj-Napoca. Sunt mai multe și le așteptăm, bineînțeles, și la celelalte ediții, cu mare drag. Cu ce ne pregătim pentru anul următor? În anul următor vom avea, bineînțeles, alți invitați speciali. Noutate maximă n-are cum să fie, dar rămâne acest caracter frumos interetnic și de asemenea rămân formațiile tradiționale pe care ni le dorim foarte mult, alături de ansamblurile profesioniste oarecum. Ce părere aveți de faptul că pe scenă a urcat un copil de 6 ani, mulți tineri de 12, de 14 ani? Este acesta un semn a faptului că jocul fecioresc va continua, va merge mai departe? Da, este un semn bun, jocul fecioresc va merge mai departe și iată că la orice vârstă jocul aduce mult bine.
În concluzie, ce s-ar mai putea spune despre festival? Că datorită unor oameni inimoși, este păstrat și respectat așa cum merită. Pentru ca noi toți să ne bucurăm de el ca de o adevărată comoară.